Urma unei adrese înaintate de Consiliul Județean Suceava Ministerului Mediului pentru rezolvarea problemei deșeurilor din județ, autoritatea centrală a propus autorităților suceavene trei variante pentru depozitarea gunoiului. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a declarat că prima variantă dată de minister este depozitarea gunoiului timp de 6 luni la prima celulă a platformei de la Moara, unde mai sunt totuși de executat lucrări. Ministerul spune în continuare că faptul că acest depozit nu are stație de depurare încă executată a levigatului nu este un impediment pentru a pune în funcțiune și cerința este ca să se execute lucrări pentru finalizarea acestui prim depozit de deșeuri, așa încât prin monitorizările de mediu necesare să poată să fie organizată o depozitare temporară pe un termen de 6 luni maxim. O altă variantă înaintată de minister ar fi transportarea gunoiului la gropile deja închise de la Suceava și Gura Humorului, cu condiția ca deșeurile să fie deja sortate, astfel încât cantitatea de gunoi să fie cât mai mică. Cele două depozite sunt încă în perioada de tasare, așezarea depozitului, și practic ministerul ne dă o variantă de lucru, întrucât există câteva condiții tehnice pentru închiderea acestor depozite. Sunt cerințe tehnice, practic panta de depozitare a deșeurilor pe acea platformă nu trebuie să fie mai mare de, trebuie să fie minim 5%, pardon, în sensul închiderii ecologice. Practic mai sunt goluri care pot fi umplute în acest moment cu transportul de gunoi menajer și la Suceava și la Gura Humorului. A treia soluție dată de Ministerul Mediului este construirea unei platforme temporare care să îndeplinească toate condițiile de mediu și depozitare. Cătălin Nechifor a precizat că deocamdată nu s-a luat o hotărâre asupra uneia dintre soluții, dar acest lucru urmează să se stabilească luni 30 iulie într-o ședință cu prefectura, primarii din județ și autoritățile de mediu.